Hello, hello! Bine v-am regăsit! Hai să vedem care este energia zilei de miercuri 15 septembrie. Pentru azi avem nouăle de bâte. Foarte interesant, pentru că în această zi de miercuri, Marte, planeta cea mai focoasă din tot zodiacul, din toată astrologia, trece oficial în semnul balanței. Și aici această carte, nouăle de bâte, vine și ne confirmă acest lucru, că se schimbă energia, se schimbă radical. De ce? Pentru că Marte, pe lângă faptul că este planeta roșie, planeta războiului, ne dă și forța de a acționa, de a realiza lucruri, de a ne îndeplini țelurile, de a ne atinge scopurile. Și odată cu această schimbare, cu trecerea lui Marte din Fecioară, dintr-o zodie de pământ în care nu se simțea foarte bine, în balanță, într-o zodie de aer, unde este puțin mai la locul său, dar în același timp, aflându-se la 180 de grade față de poziția sa preferată, față de domiciliul său, da? În opoziție cu domiciliul său din Berbec, o să ne dea o toamnă interesantă. Și aici acest nouă debut, această carte vine și ne spune că va trebui să fim foarte hotărâți atunci când ne dorim ceva, când vrem să obținem ceva și să nu lăsăm nicio piedică să ne stea în cale. Cu nouă debut avem tendința să punem bariere în jurul nostru, să ne protejăm excesiv, dar nu este momentul pentru acest gen de atitudine. Da, s-ar putea să fim frustrați, să fim mai rigizi decât ar fi cazul. Dar aceste atitudini nu o să ne aducă mai ușor ceea ce ne dorim să obținem. Dimpotrivă, sunt niște piedici pe care ne le punem singuri în cale. Varianta ideală atunci când apare nouăle de bâte este să ne punem la treabă, să nu pierdem timpul. Atunci când vi se pare că oamenii din jurul vostru vă atacă sau vă pun bețe în roate, nu-i băgați în seamă, pentru că poziția voastră este una mai puternică decât vă imaginați și, efectiv, nu aveți niciun motiv, absolut niciun motiv ca să aplecați urechea la aceste bârfe, la acești oameni care vorbesc doar de dragul de a vorbi și care prin vorbele lor, prin cuvintele lor, vor doar să vă rănească și să vă pună o piedică în cale. Lăsați aceste cuvinte să zboare pe lângă voi, să treacă pe lângă voi. Voi concentrați-vă aici pe proiectele voastre, pentru că văd că aveți multe țeluri, aveți lucruri pe care vreți să le obțineți și cu puțin efort puteți să obțineți ceea ce vă doriți. De asemenea, ar fi interesant la finalul zilei să vă luați câteva minute ca să treceți în revistă ce s-a întâmplat în această zi de miercuri. Fiți mândri de toate lucrurile pe care le-ați obținut, de toate proiectele pe care le-ați finalizat, de tot ce ați reușit să faceți în această zi. Și folosiți-vă de această energie ca să cascadați oarecum și în ziua următoare această forță de a finaliza lucruri, de a duce lucruri la bun sfârșit. Dacă v-ați regăsit în acest mesaj, v-aș recomanda să ascultați și etalarea lunară sau anuală pentru zodia voastră sau pentru semnul zodiacal în care aveți ascendentul, luna sau aglomerare de 4 sau mai multe planete, sau de ce nu la etalarea lunară sau anuală pentru cineva important din viața voastră, pentru soț, soție, pentru iubit, iubită, pentru copii, pentru un membru al familiei sau poate pentru cineva de care pur și simplu sunteți interesați să știți ce se mai întâmplă cu acea persoană. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!